România a ajuns principala sursă de femei în traficul de carne vie din Europa. Spania, Italia, Grecia, ori Germania sunt destinațiile în care ajung anual mii de tinere. Copile de 14-15 ani ademenite de un lover boy, cu o declarație de dragoste și cu promisiunea unei vieți fără griji în străinătate. Dar acolo ajung să trăiască iadul pe pământ. Bătute, violate și vândute de la un proxene la altul, puține mai reușesc să se salveze. De la nivelul autorităților însă fenomenul e sub control. În statistici, numărul traficanților condamnați scade, la fel și cel al victimelor. Anul trecut, agenția de specialitate raporta mai puțin de 500 de cazuri. Minge de jucat folba, fata. O prostituată, nu e valoare. Altceva, ce să spun, e bine. Sunt pur și simplu reduse la un produs, la un produs de consum, care poate fi revândut de nenumărate ori, până când pur și simplu îți pierzi individualitatea, ești pur și simplu un produs de consum. Un produs de consum, o marfă vie vândută pe bani grei. La asta se reduce până la urmă industria proxenetismului, care funcționează mai bine ca oricare alta într-o Românie a nimănui. De aici sunt racolate în fiecare an sute, chiar mii de tinere, copile de 14-15 ani prinse în jocul nebun al bolnavilor de plăceri, ajung să trăiască iadul. Unele reușesc să se salveze în ultima clipă, altele dispar fără ca nimeni să mai știe nimic de soarta lor. Deși în statisticile europene suntem cel mai mare exportator de victime ale traficului de persoane, în bilanțul Agenției Naționale de Specialitate, cifrele sunt infime. România este o sursă importantă de... A cincea din lume. Pe locul 5 în lume, da. Și primul în Europa. Asta este, nu suntem de acum, suntem de prin 94-95, pe acolo suntem. Da, adică toate rapoartele, toate, absolut toate rapoartele, Comisiei, Interpolului, Europolului și așa mai departe, Comisiei Europene, mă refer. Dar toate rapoartele ne aruncă în locuri fruntașe. Faptul că la noi, spre exemplu, Agenția Națională împotriva traficului de ființe umane a contorizat 500 de victime, atât avem, oficial, 500 de victime în România. Este jenant. Este efectiv jenant. Astă seară intrăm în lumea traficului de carne vie, unde călăii și victimele lor fac mărturii șocante. M-a obligat, a spus, trebuie să mă încerc să fac bani, că dacă nu mă leagă de pe mașină, mă târâie pe autostradă. M-a bătut, m-a lăsat leșinată jos. Îmi spunea că sunt frumoasă, că urma să facă revelionul aici cu noi și să mă duc și eu să fac revelionul cu ei, să avem o relație. Așa începe idila dintre proxenet și victima lui. Băiatul amabil, bine îmbrăcat și aparent manierat, îi spune fetei ceea ce ea vrea să audă, că va avea grijă de ea, că îi va oferi o viață frumoasă și o va face prințesa lui. Însă povestea de dragoste se termină repede și urât de fiecare dată. Acești proxeneți, pești, pentru că nu sunt altceva decât proxeneți, au un profil anume, tineri, între 26-35 de ani, studii medii de regulă, extrem de bine îmbrăcați, tatuați, sportivi. Le plac locurile selecte, discoteci, cafenele. Și firesc, încearcă să-și recruteze tinere de undeva decât de la țară. La început totul e frumos, e un fel de love story, cu o invitație la o cafea, la un restaurant, la o cină, apoi la un film, îi cumpără lucruri de la mall. Și procedeul ăsta ține de regulă cam o săptămână, o săptămână și jumătate. El mi-a zis că vrea o relație serioasă cu mine și că să mergem, să lucrăm dincolo, amândoi împreună. Până la un moment dat când mi-a zis unele chestii în care să merg dincolo. Nu putem stabili cu predilecție o anumită pătură socială din care ele provin,
pentru că sunt atât din familii sărace și care se zbat în lipsuri, cât și din familii bune, din familii cu un suport material destul de ridicat, e dorința de teribilism, dorința aceea de a face altceva, de a-și contrazice părinții, de a se impune și de a demonstra ca orice tânăr, de altfel că ceea ce știu ele e mai bine decât ceea ce știu părinții. Și din acest teribilism, multe dintre ele cad în mrejele celor care ajung să le exploateze. Și ușor, ușor încep problemele, în sensul că peste două săptămâni o abordează direct, îi spune, știi, iubita mea, avem probleme, uite, am cheltuit, nu mai avem bani, ar trebui să facem ceva pentru noi, pentru viitorul nostru. La început nu mi-a zis pentru ce, să mergem împreună, să fim noi doi, să lucrăm pentru noi, să ne facem o familie, să ne facem un viitor, că aici în țară nu se poate. Și la un moment dat mi-a zis pentru ce și la ce să mergem. Mi-a zis că nu găsește de lucru, dar că nu este o rușine să lucrăm și am zis, normal că nu este o rușine să lucrăm. Și pe aia mi-a zis că tu nu știi la ce mă refer eu. Atunci mi-am dat seama că mi-a propus să mă ducă dincolo, ca eu să... Doar eu să lucrez, dar el să facă bani după mine. El să vină înapoi în țară. Să mă duc să mă fi la prostituție sau ceva de genul. Mi-a zis și că îmi trebuie haine, să învăț engleză, că trebuie să știu să îmi fac intrare acolo. Andreea e una dintre miile de tinere racolate prin metoda Loverboy. Sub protecția anonimatului, povestește că a fost la un pas să ajungă jucărie sexuală în cluburile din Italia. Doar mi-a zis el că sunt oameni de credere, oameni căsătoriți, cu familie și care fac lucrul ăsta și se fac bani frumoși, se câștigă bine. Ultima dată acum și-a luat apartament cu 3 camere și de confort, 1.400.000.000. Da, și acum a dat pe terenul ăsta, îți dai seama, 2.000.000.000 și vrea să-și facă un service cu nebunii. Oamenii au făcut bani și cu nevasta căsătoriți, în regulă, știi, nu, să zici că, bă, la mișto. O să faci 500 plăcea, dacă ai noroc. Ai noroc și știi să atragi, te bagi de seama că cunoști. Nu, nu ziceam, dar am văzut că, na, văd că ții la mine și ai văzut, vorbi mereu și așa, mereu îmi zici, mi-e dor. Și ăla e oamenii, zic, bă, dacă tot vrem să simțim ceva și ne-am apropiat și într-un timp rapid așa, poate ne gândim să facem și ceva pe viitor. Și tu ai trecut prin experiențe nașpa și eu sunt însătui. Și decât să-ți găsești unul nenorocit să te bată sau să aia, mai bine îți găsești unul care tot să tragă să facă ceva, știi? El în perioada asta deja începe să o pregătească. În limbajul lor se numește dresaj. Să știi că nu este nicio diferență, să mă scuze, doamnele, nu e nicio diferență între a dresa un animal și a dresa o ființă nevinovată. La intrare te duci tu. Zici acolo, hello, zici, my name is, cum te cheamă, știi? Zici că vrei să lucrezi, vrei să te descurci, dacă altfel nu, nu face nimic, merge în degeaba. Dă-i seama, zic, ce mai începe, dar te gândești că ești cu mine, poate e altfel, știi? Vreau să zic, de ce ai venit aici? Zici, ai what to work here, știi? Ce faci? Ce să faci? Normal, știi? Deci, nu poți zic, ești pe telefon, tot așa. În momentul ăla, nu știam, am rămas așa, nu mă așteptam să-mi propun așa ceva și m-am supărat că nu am știut ce să răspund, dar i-am zis că nu pot cu lucru, că nu știu ce, că nu mă lasă de la lucru și el tot a insistat. Nu era nici prima și nici ultima fată pe care bărbatul o arunca în traficul de carne vie. L-ai mai fost plecat? Și știi despre ce e vorba? Nu am fost în Spania plecat. Pă, și am pe rugăciune? Rugăciune. Pe plumb? Da. Și cât v-am făcut? Da, dacă ne-am fost în perioada aia undeva la 1.900.000. Pe zi? Pe lună? Da, pe săptămână. A, pe săptămână? Da, mergea chiar bine așa. Și nu nu pe aia descurcărea, știi? Și de unde era? Și de ce? Ai lăsat-o? Sau te-ai lăsat pe aia? Am lăsat-o, ce trebuie să vă păcă dacă în ultima perioadă nu mai făcea niciunul. Eu aveam 7.000 și ceva strâng și în 3 luni de zile i-am mâncat că ea nu vrea să mai vă mâncă. Am plecat acasă să facem ceva, nu să mă duc să stau în Spania, să mănânc mâncare 10 euro pe zi.
De sărăcia de acasă ar fi fugit în străinătate și această femeie. A fost păcălită cu un loc de muncă în Franța și, odată ajunsă acolo, dusă cu forța la clienți. Am plecat în Franța în 2010 și, de fapt, nu a fost loc de muncă. A fost totul despre prostituții. M-a spus la că trebuie să ies la stradă să muncesc, m-a spus că m-a cumpărat de la frate-su 10.000 de euro. Așa a ajuns să fie bătută, batjocorită și pusă să se prostitueze în cele mai umilitoare moduri. M-a pus într-o mașină și m-a dus la furgoneta albastră și a spus aici trebuie să muncești și tu și Mihaela. Și am spus că nu, și m-a tras două până și m-a băgat în camioneta aia, în furgoneta aia albastră și a spus că trebuie să scoată banii care i-au consumat și i-au dat pentru mine. Sunt tinere care au ajuns să mărturisească în fața instanțelor de judecată că au avut și până la 30 de clienți pe zi. În general, de la fată, banii se duc la cel care o supraveghează pe stradă, care la rândul său trebuie să predea o cotă parte din bani eșalonului superior, iar în final se ajunge la capul rețelei, acolo unde se duc sumele cele mai importante sunt de bani. Sunt sume foarte mari, din câte da, știu pentru noi. Că, vedeți noastră, fetele sunt exploatate la maxim, astfel încât profitul celui din vârf să fie cât mai mare. Multe dintre ele își pierd identitatea, sunt rătăcite, pierdute, nu înțeleg cum au putut să ajungă în situația în care au ajuns, pentru că metodele de deracolare sunt atât de perfide, foarte multe dintre ele nici măcar nu-și dau seama că sunt traficate, decât într-un punct foarte avansat, în care deja există și tortură, de multe ori fizică, aplicată asupra lor, iar atunci când reușesc să scape, sunt traumatizate, sunt speriate, frică reală, frică elementară, frică că viața lor este pusă în pericol și că ar putea fi omorâte, ceea ce din nefericire să știi că nu este neadevărat. Simona Voicescu e cea care le deschide ușa și sufletul femeilor devenite victime în traficul de carne vie. Este o adolescentă care a ajuns la noi când avea 16 ani, la care noi am ținut foarte mult și ținem în continuare foarte mult și care a fost luată de acasă cu promisiunea de căsătorie. A fost dusă în Călăraș, la familia viitorului ei soț și acolo a fost traficată, ținută închisă timp de 2 luni de zile, drogată și forțată să întrețină relații sexuale cu... Ea a spus că au fost peste 40-50 de bărbați de toate vârstele. În acest caz pe noi ne-a introdus cu totul în traficul de persoane pentru că ne-a arătat cât de complexe sunt mecanismele emoționale și psihologice ale traficanților. Această fată, după ce a scăpat, a ajuns și la noi și a intrat și în program de consiliere și, mă rog, s-au făcut și multe demersuri din punct de vedere legal, adică s-a ajuns departe cu cazul ei. Ea, în continuare, spera ca el să o ierte pentru faptul că a plecat. Să o ierte și că poate își va reveni și că ea îl iubește. E vorba de prima iubire. Prima iubire are un efect foarte puternic asupra tuturor. Pentru ea, acest traficant este prima iubire. Minge de aici ca fotbal, fata. O prostituată, nu e valoare. Altceva, ce să spun? E bine. N-avea cum să șadă cu mine dacă nu făceam dragoste cu ea. Ea stătea cu mine că mă iubea mult. El este Leo, un bărbat căsătorit cu 3 copii. De după gratii, povestește cu nonșalanță cum s-a folosit de naivitatea tinerelor pe care le-a făcut să se îndrăgostească de el și mai apoi le-a livrat ca pe o marfă în rețelele de prostituție din Europa. Am făcut un trafic de persoane cu fete, ne-am dus în Italia și am făcut prostituție cu ele. Aveam past, prima dată una. În discotecă am cunoscut-o, dar cu timpul i-am promis că o iau de nevastă, că îi fac și niște un copil, dar nu aveam nimic pentru ea. Nu era genul de fată să o iubesc. Terminat cu ea, am lăsat-o acolo, am venit în România și am început să mai duc încă 2, încă 3, câte puteam. Mă numesc Mine Iulian Georgian, am 24 de ani și sunt condamnat pentru proxenetism. M-a agățat niște fete, cum să spun în termenul ăsta, și ele se prostituau. Cu
cu diversi clienți și eu le căutam clienți. Am 3 fete în dosar. Câți ani au aceste fete? Acum? Atunci? Atunci. 14-15 ani. Cum le-ai cunoscut? Cine sunt? Două dintre ele cunoșteam că stăteau în aceeași localitate cu mine. Una dintre ele am cunoscut-o până în intermediul unui vărd al meu. Am căutat câțiva clienți, am întreținut relații sexuale cu ea, a plătit-o. Dar unde se întâmplau aceste lucruri? Unde? În casa la mine. În casa ta? Da. Asta a fost mare prostie, că am pus casa la dispoziție. Iulian este condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare. Este acuzat că ar fi avut 3 fete minore care, la 14 ani, practicau prostituția pentru el. Cât primeau fetele astea de la un client? Nu sume mari. 30 de lei, 50 de lei, 70 de lei, depinde ce făceau. Nu se ascunde să spună că în patul fetelor au ajuns de multe ori și polițiști din Călăraș. Au fost și oameni cu funcții mari. Din poliție, din mai multe chestii. Care l-am spus în instanță și nu s-a luat în considerare nimic. Fetele astea, din ce familii proveneau? Acea fată Mimi provenea dintr-o familie tot ceva de genul. Mama ei se ocupa cu prostituția în Italia. Și ea, pe ea o creștea o bunică, nu o bunică, o mătușă și un unic, dar stătea acolo. Pleca când vroia, făcea ce vroia, deci n-avea nicio restricție. Celelalte două, tot așa, părinții lui Mădălina, erau niște bețivi notori. Și mama și tata. Nu ajuta cu nimic, nu făcea nimic. Ea și-a făcut un prieten doi până altă parte, ea a profitat după urma ei. Și așa a ajuns să se prostitueze și ea. Se prostituează și în ziua de astăzi și Mimi și Mădălina. Mimi e în Italia, Mădălina e în România. Modul de operare al proxeneților s-a tot schimbat în ultima perioadă. Ca să-și convingă victima că are gânduri serioase, din ce în ce mai mulți ajung să o ceară de soție. Odată ce are loc căsătoria, femeia e trimisă în străinătate să facă bani frumoși pentru familie. Peste 70% din tinerele care sunt în acele pufuri sunt românce. Ele lucrează la etaj și băieții soții lor stau jos la striptease și le păzesc. Într-un puf nu stă mai mult de o lună de zile, asta ca metodă de siguranță. Ele sunt luate din puful X și mutate în puful Y și tot așa să nu existe riscul să îndrăgostească de un client, să-i facă destăinuire, acel client să se ducă la poliție și așa să fie prins acel lover boy care de fapt este un proxenet. Metodele de coerciție ale traficanților sunt extrem de dure. Extrem de dure. Sunt persoane care au fost traficate în scop de prostituție, mascată ca prostituție legală sau ca escortă legală, să spunem în țări în care această formă de servicii este legalizată și care au fost duse la punctul la care nu se mai recunoșteau, nu știau cum le cheamă, nu știau în ce țară se află la momentul respectiv, erau mutate dintr-un hotel în altul sau dintr-o locuință în alta, iar în momentul în care au fost repatriate, nu știau să mai spună cine sunt ele ca individ, unde sunt, dacă au fost întrebate în ce țări au fost, n-au știut să spună. Sunt pur și simplu reduse la un produs, la un produs de consum care poate fi revândut de nenumărate ori, până când pur și simplu îți pierzi individualitatea, ești pur și simplu un produs de consum. România rămâne țara din Uniunea Europeană care furnizează cele mai multe victime ale traficului de persoane, majoritatea femei și copii. Țările în care ajung cele mai multe fete traficate sunt Germania, Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie și Franța. Într-un an de zile, un traficant poate câștiga de pe urma unei singure fete de la câteva sute de mii de euro la câteva milioane. În toate zonele în care am lucrat, credeți-mă că se știe cine e proxenet. Da? Se știe unde și cine pleacă. Da? Unde cine pleacă la cerșit, unde cine pleacă la furat, unde cine pleacă la da, să facă prostituție. Se știe foarte clar. Dar de ce nu se întâmplă? Ceea ce ar trebui să se întâmple, aici e marea mea problemă. O să vezi foarte multe anunțuri. Sunt nou în oraș sau am venit în orașul tău pentru câteva zile. În spatele acelui anunț există o rețea. Sunt niște oameni. Dacă toate aceste anunțuri ar fi monitorizate,
Deci într-o lună de zile cred că ai putea proba activitatea a zeci de rețele. O să întrebați de ce nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că, firesc, atunci când nu denunți, n-ai ce dosar să întocmești. Opinia mea este că dacă legiuitorul ar înțelege să legalizeze prostituția ca meserie, ca activitate impozabilă, pe lângă împrejurarea că am avea un buget, sau mă rog, o contribuție impresionantă la bugetul de stat, am avea și acea protecție medicală a fetelor care își doresc sau sunt nevoite să-și vândă trupul, și mai presus decât orice, am putea lupta mult mai serios, juridic, împotriva acestor răpitori, împotriva acestor indivizi care, prin constrângere sau determinare, împing tinerele spre o astfel de activitate. Și deși fenomenul pare scăpat de sub control, în România numărul traficanților condamnați scade de la un an la altul. Dacă în 2016 erau 470 de condamnați, anul trecut numărul lor a ajuns la doar 130. Asta explică de ce fenomenul Caracal, care împânzește județe întregi, a fost invizibil pentru autorități, acuzate în ultima vreme că ar proteja rețelele interlope din umbră. Sunt regiuni unde, hai zicem așa, ponderea, da, vizibilitatea este mai mare decât în celelalte zone. București, Constanța, spre exemplu, care sunt în topuri. Da, avem și zone în care aceste rețele recrutează foarte mult. Sunt mici orașele care trăiesc efectiv, principala industrie acolo este prostituția. Da, uite Brașov, Ialomița, Mureș, Giurgiu, Galați, Craiova, da? Și așa mai departe, da, Craiova nu e județ, e Dolj, Olt, da, zona aia, da? Și dacă o să puneți harta asta cu harta sărăciei, o să vedeți că sunt acolo niște lucruri, da, sunt niște conexiuni.